Este vorba despre o poveste foarte frumoasă de la Cluj. Noi cam pe unde mergem atunci când am fost solicitat să ne oferim ajutorul, ne-am oferit ajutorul cu mare drag. Este o poveste de vis, dacă doriți așa, dar cel mai bine am să las pe această fată care a muncit foarte mult. Am muncit foarte mult ca să fie astăzi aici. Aș vrea să vă spun că atunci când a venit la Mastercard la Cluj, nu putea urca până la etajul unde era sala de conferință la hotel. Acum o să-i dăm cuvântul, că sunt sigur că vrea ceva să vă spună. Vă mulțumesc! Am făcut cursul de tehnician nutriționist cu domnul profesor. Am ajuns aici trasă de o forță superioară. Cineva m-a adus la cursul. De ce? Pentru că în 2011 am fost diagnosticată cu defectul din arăce. Iar în anul trecut, neștiind, să zic așa, am ales terapia cu interferon și ribavirin. Nu pot să vă explic ce fac 11 luni de chimioterapie cu un om. A fost foarte dificil, dar am ajuns și aici. Și am început să... Am început terapia nutrițională cu un profesor. Și terapia cu dioxid de cor. Aș vrea să mulțumesc pe această cale, domnilor profesori, să le spun așa. Mulțumesc că mi-ați dat o viață nouă. Mulțumesc că nu m-ați făcut să renunț, ci că mi-ați fost alături. Aș vrea să-i spun domnului Titus. Mulțumesc că mi-ați făcut la prezentare. Let's see.
au ceva în comun. Every illness has something in common. I was thinking there has to be something. I was all the time thinking there has to be something. Everything has to be. And I was one of these little kids that in school always said, "And why?" And the professors later say, "Kalker, ouch." And so, what can you see? For example, you see up there a picture. What does it have in common? Some suggestions. We have to share. What else? What do you see? Shape. Yeah. Shape. There's something else. That's it. Look, for example, with this simple example, I wanted to show you that we don't see what really is. Everything has the leaves. That's a really thing in common. That's a. This is. And if science miss one simple thing, it's wrong. You know. So basically. Illness is a lack of energy. This is what I say. Boala este o lipsă de energie. Și un corp bolnav are supraactivitate. And it is an unequilibrium of electricity. The difference of a living person and a dead person, what is it? Chemistry? No. It's beep, you know, when you hear this. I think. So, electricity drives chemistry. This is always a confusion. If we have a biochemist here, sorry. It's the biochemist. I don't want to step on anyone, you know, okay. But because biochemistry and biophysics are a little bit. Okay. So if you say it's lack of energy, what exactly is it? How do our body works? Down to the basics. Down. It's burning. We are burning. Sugar, fat, and protein. Okay. But we burn as well toxins. If you make some aerobic fitness, you burn toxins. With Nadia. Sugar. Deci arterile sunt toxice, nu? Sunt arterii? Da. They want me to translate it. Okay, translate it. So, lipsa de energie. Arterile ne dau energie. Ceea ce arde este zahăr, grăsimi și proteine, dar și toxine. Așa că orice ardere generează oxigen. Fără oxigen, nimic nu arde. Arderea dă căldură. Generează căldură, iar căldura înseamnă energie. This is okay, no? Yes. So, body is over acid, has too much acid. Un corp bolnav este un corp supraacidificat, are o acidare foarte mare. It creates fermentation. Și generează fermentație. And in this fermentation there are pathogens. Iar produsul acestor fermentații sunt agenții patogeni. Every living being is opportunistic. Fiecare ființă umană este o ființă oportunistică. If you don't believe it, ask the politicians. The waste of bacteria creates more acid. Pierderea bacteriilor, arderea bacteriilor creează aciditate. It is the devil's circle. Yeah, but burning creates ash. Dar arderea creează și cenușă. Au mai vorbit mai devreme despre asta. And ash is alkaline. Iar cenușa este alcalină. Some people you know when you make soap. You know, când faceți săpun, use the ash, folosiți cenușa și ulei. So, when you have a lemon is acid. There's nothing you can do about it, except when you burn it. If you burn the lemon, dacă ardeți lămâia, care este acidă prin first it dries, la început se usucă, and later, și mai apoi, it starts to burn, începe să ardă, it's dried, and it was left always ash. Iar ceea ce este cenușă. And then it's alkaline. Și apoi devine alcalină. So what really alkalines our body? Ceea ce alcalinizează corpul este de fapt arderea. Burning is oxidation. Iar arderea înseamnă oxidare. The standard medicine. Dezechilibrul chimic și electric. But every reaction first needs an action. Orice reacție are nevoie mai întâi de o acțiune. The action is electric. Iar acțiunea este electrică. But the reaction is electric.
dar reacția este chimică. A trauma is an electric action. O trauma este o acțiune electrică. You can see it in many, many cancer patients. Și asta se poate vedea la mulți pacienți cu cancer. 80% of the cancer patients you go back in time and you had a trauma, a big one, a conflict, a inner conflict. La 86% dintre pacienții cu cancer, dacă o duceți în urmă, veți vedea că asta este cauza, o traumă, un conflict interior. I have friends of oncology and we had a meeting with oncology and they all agree that they say 9 months around big trauma, cancer. Prietenii mei oncologi spun că la 9 luni după o traumă de obicei se înregistrează cazul de cancer. So, illness is a chemical reaction. Deci boala reprezintă o reacție chimică. The trauma can be physical or mental. Trauma poate să fie fizică sau mentală. It uses a lot of energy. Folosește multă energie. And when you don't have the energy, it will, the body will take it anywhere. Iar atunci când nu mai aveți energie, corpul o va lua de unde poate. And this area gets weak. Și zona respectivă devine slabă. A classic is, for example, the liver. De exemplu, atunci când sunt nervoși. If you have inner rage, the liver is affected. Ficatul este afectat. It goes down. Se degradează. And everyone can get it. Și atunci orice lucru rău poate să intre. Then the fermentation starts and the pH goes down, gets acid. Începe fermentarea și pH-ul scade. And the pathogens come. Și patogenii își fac apariția. Medicaments. Medicamentele. Every substance that changes metabolism is a medicine. Orice substanță care modifică metabolismul este un medicament. Even the coffee in the morning. Chiar și cafeaua de dimineață. So medicine uses all these stuff. Medicina folosește mercur, morfină, formaldehidă, varfarină, nitroglicerină, metotrexat, beta-blocante, fluoxetina, fetamine, diuretice, cortizon și acid. These are all toxins. Toate acestea sunt toxine, funcționează. Because they provoke a reaction. Dar ce provoacă reacții? Sometimes too much. Și uneori prea multe. So the medicine uses toxins to start the machine, the immune system function. Medicina folosește toxinele pentru a face organismul să funcționeze și sistemul imunitar. And all medicaments we know are going for the reaction of the body. Și toate medicamentele pe care le folosim și le știm folosesc reacția corpului. Whatever you need is the reaction. The vitamins, whatever you need. Tot ce ingerăm sunt no medicament creates pure energy. Niciun medicament nu creează energie pură. Energy itself. Energia în sine. How can we increase energy in the body? Cum putem să creștem energia corpului nostru? We avoid toxins. Evităm toxinele. Harmony and resonance. If you are in love with the person at home, you know, if you feel good, and the people say, I'm in a positive harmony. Trauma de acasă, sentimentele pozitive, armonia. Electric conductivity. Conductivitate electrică. For example, seawater. Seawater is water with salt. Este apă cu sare. But it's not salt water. Dar nu este apă sărată. Because it has much more ingredients, it has a complete table of the elements. Pentru că are mai multe ingrediente, o mulțime de elemente din tabelul periodic. And while white blood cells do not survive in de ce nu funcționează în soluții acide? They survive in isotonic seawater. Ci funcționează în apă izotonică. Life comes out of the sea. Viața provine din apă. So it's the base of everything. And this is a perfect equilibrium. Și azi sunt un echilibru perfect. So in my book it's written more about it. În cartea dânsului tot este scris, în cartea port de recepte în română. But here we speak about the burning process. Dar aici vorbim despre procesul de ardere. So the most important is oxygen. Cel mai important este oxigenul. Before you were speaking about the Formula One, who was speaking about the Formula One? Cine a vorbit despre Formula 1? Yeah, exactly.
What is the most important in a Formula One car? Ce este mai important produse de Formula 1? The type of gasoline? Tipul de combustibil? No. Oxygen. Oxygen. Because if you make a turbo on it, it has, you have the double of the power. Doar ce dacă adaugi turbo, dublezi puterea. For the ones that don't understand the techniques, the turbo is a hair dryer that you put into the motor. Turbo este un fel de fân pe care pui în motor. So more air and you go. Mai mult aer și gata. So oxygen is the most important thing to create energy. Oxigenul este cel mai important lucru pentru a crea energie pentru ardere. Okay? Breathing brings in oxygen, and the pH of our blood goes from 7.3 to 7.4. Și pH sângerului nostru ajunge de la 7.3 la 7.4. It's proven. Și este proven. Sport increases oxygen. Sportul de asemenea mărește oxigenul. And I would like to see this man here. Și aș vrea să mă uit pe acest. He has 26 world records. Deci sunt la 26. Wim Hof. I have video, but it's short, if I would show you a video. He went on the Mount Everest in shorts and no breathing. This is on Mount Everest, the highest mountain of the world. And he goes on like that. Later he makes a marathon at 30 below, barefoot. After the marathon, he smoked a cigarette. You can see him diving in the water. He goes under the ice 57 meters. 57 meters up. And you say, how is it possible? He don't have coal. I met with disciples in Mallorca now in a conference. This is the, you can see the first one, everyone can do it. Everyone. So he has a special breathing technique. And this breathing technique is able to pump up totally the power. So you will never have cold again. It will be a problem for the male, because women don't need us anymore. Și o să fie o problemă pentru că doamnelor nu se mai fie nevoie, nu se mai fie nevoie de noi. Să le facem cald. So, we talk about energies. Increased energy. To have more energy, we have to be more efficient in the burning. Pentru mai multă energie, trebuie să fie mai eficient atunci când ardem. You can see the with air, it's a blue one. Arderea cu aer este o culoare albastră. And it's hot. Și este fierbinte. And the other one without air, it's a yellow one. It's not good efficient burning. Iar cea fără aer este galbenă și nu este o ardere eficientă. It is very important what we eat. Yes. Este important ce mâncăm. But oxygen is the basis for everything. Dar oxigenul este la baza tot. What substances increase oxygen in the body? Ce substanțe sporesc oxigenul din corp? Wait a minute. Now people say, and I heard it, antioxidants. Și oamenii vor spune antioxidanți. Oh, problem. An antioxidant is the opposite. Antioxidantul este opusul. Oxidant. Oh, calcul up. Calcul și afară. Not. Antioxidants stop oxidation. Antioxidanții opresc oxidarea. Oxidation has been showed as bad. Iar oxidarea a fost considerat că este rea. Why? Și oare de ce? Because of the theory of the free radicals. Din cauza teoriei radicalilor liberi. Important. Theory. Teorie. What is the most abundant free radical? Care sunt cei mai des întâlniți radicali liberi? ROS, reactive oxygen species. Speciile reactive de oxigen. Oxigen. Breathing is bad for your health. Deci, respirația o face. That's what's written. And it's the
dumbest ever written scientific paper in the world. Și este cel mai prost document științific scris vreodată. I don't know how they get 50 years with it. Și nu înțeleg cum au scăpat 50 de ani cu teoria asta. Now, they're starting to wake up. E, dar acum încep să trezească. You can see mitohormesis. Increasing evidence indicates that reactive oxygen species consisting of superoxide, hydrogen peroxide and others do not only cause oxidative stress, but rather function as signaling molecules that promote health by preventing or delaying a number of chronic diseases and extend lifespan. The last yeah. Evidențe, din ce mai multe mărturii indică că oxigenul, speciile de oxigen reactiv, care consistă din superoxid, peroxid de hidrogen și multe altele, nu doar că sunt cele care cauzează stresul oxidativ, dar de asemenea funcționează și ca molecule semnalizatoare care promovează sănătatea, împiedicând sau întârziind o mulțime de boli cronice și chiar mărind ciclul de viață, durata vieții. This is not written by someone, any doctor of this. Professor Dr. Ristoff got the German Research Prize. He won the German Research Prize, the German Nobel Prize. Dr. Ristoff a primit un premiu german pentru cercetare în fel de Nobel al țării. And believe me, it's difficult to get that. Și credeți-mă că e foarte greu să obțin astfel de premiu. Reactive oxidative species, yes, when you have too much, they create damage. Când există foarte multe astfel de substanțe, se creează daune. Like anything that's too much creates damage. Ca în cazul tuturor lucrurilor prin care este prea mare. If you put a battery in your it wouldn't happen anything, but if you put your fingers in, it's too much. Dacă puneți o baterie în cură, nu se întâmplă nimic. Dacă puneți direct degetele în priză, e prea mult. So we have to take off the scientific... glasses. Yes. Yeah, trebuie să dăm la o parte chiar de care. But it's not the only one. They're waking up. Dar mulți se trezesc. This is a very good article. Și acesta este un articol foarte bun. Professor Dr. Nabiot is named Mr. Mitochondria. So Dr. Mitochondria. Este reconstruit ca și Dr. Mitochondria, domnul Nabiot. So, in this review, there is more evidence that the mainstream field of oxidative damage biology has been running fast on the wrong direction for more than 50 years. Speciile de oxigen reactiv și schimbările cronice oxidative din membrana lipidelor și a proteinelor, care se întâlnesc în multe boli cronice, sunt rezultatul unor stricăciuni accidentale. And you said that with 50 years? Instead, aceste schimbări sunt rezultatul unor protecții oxidative foarte evoluate, stereotipizate și catalizatori de proteine, răspuns la toate răspuns la tuturor eucariotelor, adaptărilor eucariotelor atunci când sunt, se găsesc într-un mediu chimic și microbiologic ostil. What does it mean? Ce înseamnă asta? Our basis are că toate fundamentele noastre sunt greșite. So we have to rethink basis. This is difficult. Și trebuie să luăm totul de la capăt, ceea ce este. And I've been attacked many times for this. Și am fost atacat de multe ori. You can read any crap in the internet box. Și veți citi foarte multe prostii pe internet despre mine. In the end, the truth will be there. Dar în sfârșit știu că adevărul va fi acolo. And you don't need to be a rocket scientist to know that breathing cannot be dangerous for your health. Și nu trebuie să știți, să fiți de știință să înțelegeți că să respirați nu poate să fie rău pentru voi. So what creates oxidative stress? Ce creează stresul oxidativ? Hypoxia. Asfixie. Lipsa de aer. Calorie restriction. Reducerea caloriilor. Glucose restriction. Sugars down. Restricția la glucoză. Physical activity. Activitatea fizică. All these create ROS. Toate acestea creează. But it increases the lifespan. Dar măresc și ciclul de viață și sănătatea. Because we have a system called oxidative shielding. Pentru că noi avem o protecție oxidativă. For the doctors present here. Pentru doctorii din sală. Hippocrates, the inventor of the doctors. Hippocrate. He said that we all have to do fasting. A spus că when there is illness. Yeah.
fasting is oxidative stress. Iar postul reprezintă stres oxidativ. So, we have a test with mice. Am făcut un test cu șoareci. Chemotherapy, 6 mice, 6 times deadly chemotherapy, 6 times dose. Terapie de 6 ori mai puternică. Mice with normal food all die. Șoarecii care au mâncat în normal au murit. The same mice with on fasting all survive. Cei care au postit au supraviețuit. Oxidative stress. Stres oxidativ. So we know oxidation therapy is ozone, this one. Știm că terapia cu ozon. Yes, known ozone therapy. And to use it for abscess, all these illnesses, herpes, AIDS, flu, cold, gangrena, a lot. And you can use it for many, many illnesses. Și pentru multe, multe alte. Because it increases the microcirculation. Pentru că sporesc microcirculația. And oxidants are like batteries of oxygen. Oxidanții sunt precum niște baterii de oxigen. They have different strengths. Și cu puteri diferite. It's measured ORP. So ozone has 2.07 volt. Ozonul 2.07 volt. And chlorine dioxide is 0.95. Iar dioxidul de clor 0.95. The problem I see in ozone is it's very strong. Problema pe care eu o văd cu ozon este că e prea puternic. It's too strong. Too strong. Prea puternic. So, I was centered on my research on chlorine dioxide. Și am folosit-o în cercetările mele pe dioxidul de clor. Oops. Chlorine, it's a chlor, it's elemental chlor, ion, it's a chlorine. Este ionul, chiar ionul de clor. And oxygen. Și oxigen. It does not leave toxins. Nu generează toxine. It reacts with acidity. Și reacționează prin aciditate. What does it mean? The more acidity, the stronger the reaction. Cu cât este mai mare aciditatea, cu atât reacția este mai puternică. The Nernst equation. Nernst equation. Nernst equation. Equația lui Nernst. So, the worse the pathogen is for you, the stronger it will go. Because it's acid. It goes against acidity. Sorry. The stronger the pathogen, the worse the pH, the lower the pH. Cu cât este mai jos nivelul de pH, the stronger it will work. Cu cât mai mult, mai bine va funcționa și mai repede. When the chlorine ion is away, you have left oxygen. Când a trecut efectul dioxidului de clor, rămâneți cu oxigen. We could measure it in the blood. Pe care îl putem măsura în sânge. Se dublează nivelul de oxigen în sânge. Actually, chlorine dioxide is an oxygen carrier. De fapt, dioxidul de clor este un purtător de oxigen. Once it reacts with chlorine and the oxygen left, you release oxygen. Odată ce a reacționat cu clorul, se eliberează oxigenul. This reaction creates heat in the mitochondria. Iar această reacție creează căldură în mitocondrii. It has an electromagnetic pulse, the EMP pulse. Și generează un puls electromagnetic. Chlorophyll. And it emits ultraviolet light. Și de asemenea emite și o lumină ultravioletă. There's a lot of research in this substance. A lot. S-a făcut o mulțime de cercetări în diverse substanțe și asta e doar începutul. It is as simple and as complicated as water. Este la fel de simplu și la fel de complicat precum apa. It has the same structure, you know. Pentru că are aceeași structură. Toxicity. Every substance is toxic depending on how much and where. Orice substanță poate fi toxică în funcție de cât de mult este și cum este folosită. Chlorine dioxide is not toxic to the skin. Dioxidul de clor nu este toxic pentru piele. Ingestion is not toxic. Ingerarea nu este toxică. În doze normale. It is used in all the drinking water. Și este folosită în apa de băut. But massive inhalation. Dar inhalarea masivă. Is a problem. Devine o problemă. And it is toxic because it stops the alveoles to go the oxygen through. Și este toxică pentru că oprește alveolele să dea aerul. It's like water. Este precum apa. We can drink water, but we cannot breathe it. We cannot fish. Putem să bem apă, dar nu putem respira până nu suntem pești. There's no documented death
Nu există morți înregistrate. In scientific literature about drinking chlorine dioxide. În literatura științifică referitoare la ingerarea de dioxid de plomb. There are 5 intents of suicide. Au fost 5 cazuri de. They all failed. De sinucidere și toate au. Încercarea de sinucidere și toate au eșuat. There are legal products here. Există produse legale. And it was used a long time. Și sunt folosite de multă vreme. This is 94 for the skin. You have. Din 1994 pentru piele. Deci, din punct de vedere farmaceutic, cloritul de sodiu este folosit de foarte mult timp. Pentru piele din 1994, de novo a fost folosit ca tetraclor de caoxid. Se numește și oxigen stabilizator sau dioxid de clor. Este de asemenea un drog orfan, eu explain in this, pentru ALS folosit și de asemenea este multe patente înregistrate. Vânzarea de alcide este, se face în pungi de sânge, direct în sânge. Dacă donați sânge, este donatori. So the bags are disinfected with chlorine dioxide. Pungile de sânge sunt dezinfectate cu clorid de sodiu. In the 90s there was a scandal with HIV. Da, la 90 au fost scandaluri legate de non-dezinfectarea acestor pungi și care au generat și cazuri de SIDA, de HIV. Now let's go for simple plain logic. Acum să pornim de la o logică foarte simplă. This one's for you. He's a fan of Star Wars. If chlorine dioxide, ClO2, can clean blood with no damage to the bag, in the blood bag, it can clean the blood in the body. If it does not leave residues in the blood bag, it doesn't do it in the body. Deci nu va face nici în corpul nostru. If it helps to cure external infections, dacă ajută la vindecarea infecțiilor externe, it helps to do internal infections. Atunci ar trebui să ajute și la vindecarea infecțiilor interioare. You don't have to be a bright light to know when one is true. Nu trebuie să fii om de știință ca să înțelegi ce este bine. Rezumă. Concluzii. Blood contours are very sensitive. Pungile de sânge sunt foarte sensibile. It eliminates virus, bacteria and fungus. Elimină virus, bacterii și ciuperci în același timp. It disinfects live blood and does not destroy it. Dezinfectează sângele viu și nu distruge. In the right amount. În cantitatea suficientă. It does not have residues. Nu are reziduri. It is obligatory for blood. Și este imperios necesar pentru sânge. So where's the problem? Deci unde este problema? The problem is that no one has used it because of the oxidative stress radical theory. Problema este că nimeni n-a folosit-o din cauza teoriei stresului oxidativ și al radicalilor liberi. Everyone was praying, yes, I learned it in school and at the university, so it's true. Toată lumea doar spune, am învățat asta la facultate, deci este adevărat. The theory is not science. Teoria nu este ca știință. It will never be science. Și niciodată nu va fi știință. The theory is a belief. Teoria înseamnă credință. And the belief can be changed. Iar credința poate fi schimbată. If not, this country would not be what it is now. Altfel, țara aceasta n-ar fi fost ceea ce este acum. 30 years ago, I would not be able to come here. Acum 30 de ani n-aș fi putut veni aici. The belief has been changed. And it's now a whole country. Credințele s-au schimbat și țara aceasta este una deschisă. Și un loc frumos, îmi place să zic asta. And I have fantastic people like Laura and Peter and the others that invite us too. So the change is a change of belief. Schimbarea asta nu schimbare de credințe. Only then we can have a real change. Și numai atunci pot avea loc. There's one thing I would like to say. This hydrogen machine works perfect. Această mașină de hidrogen funcționează perfect. I love it. Îmi place la nebunie. And it works. Și funcționează. But not because of antioxidants. Dar nu din cauza antioxidanților. It's even much better. Este chiar mai bun decât. I can't
cannot send to you because of cameras, but nu pot să trimit în we in the book it is written too. Dar în carte este scris. I'm suspecting that the hydrogen really is used from the body as a combustion for combustion. Cred că hidrogenul din corp este folosit de fapt pentru combustie. It's pure. Este în formă pură. Și este simplu. So make some case studies because I can speak a lot, but where's the evidence? Eu pot vorbi mult, dar unde sunt dovezile? Sepsis. Septicemie. Da? Infecție. Found infection. For after. Înainte și după. Leishmaniosis. Leishmaniosa. It's a very, you don't have it here. It's very nasty in South America. La noi nu se găsește, dar în America de Sud e foarte des întâlnită. There's no cure for it. Și nu există tratament. Yeah. Este provocată de un țânțar. Chagas is one of the worst. Maybe you heard of it. People die. There's no cure for chagas. Și nu există tratament pentru boala chagas. So now. Până acum. Diabetes. Piciorul diabetic. This is a foot for diabetic foot that has to be any professional will confirm that. And there's no way to make the necrotic tissue backward. Și nu poți să faci un sesiune necrotic să-și revină. Sure? Sigur? So, this is one. And we have another one. We have piciorul diabetic. Diabetic leg. This is already going to be cut too. Și acesta a rămas să fie tăiat. And this is recovering all the flesh. Și a rămas să recuperă toată carnea. Și s-a recuperat chiar mai bine, dar nu am fost mai nouă. Malaria, I have a beautiful video I cannot show now, it's too long. Malaria este și un video foarte lung. Actually, malaria is a parasite that lives in the blood cell. Este un parasit care trăiește în celulele sanguine. Why does it work? Și ce funcționează pe celulele acolo? The blood cell that's infected has a different pH. Celulele sanguine infectate au pH diferit. So if the chlorine dioxide goes through the blood. Normally the blood cell is about 7.3. Iar în mod normal celulele sanguine au 7.3 pH. An infected blood cell is much lower. Celulele infectate au un pH mai mic. And chlorine dioxide goes to the acid. Iar dioxid de clor se duce acolo unde este aciditate. And kills only these ones. Și le moare doar pe acele acide. With a parasite inside. Care au și paraziți în celule. It's like a selective cruise missile, you know. Este ca o navetă bine țintită. Ovarian. Chisturi ovariene. This is one. Ateromatosis. Ateromatoză. Cancer, colon cancer. Cancer de colon. Cancer of stomach. De stomac. You can see here the direct in and now here's everything clean. It's always before or after. Cancer of the lip cancer. Da, este cancerul buzei inferioare. Usually it's they cut off and that's it. The this case. Deci este tăiată, dar în acest caz iată. Aceeași doamnă. Uterine cancer. Cancer de cord uterin. Big holes. In complete recession. Recesie completă, remisie completă. Lung cancer. Cancer de plămâni. And now comes. Și iată. This person recovered completely. Această persoană și-a revenit complet. But after recovering, he go on with his old lifestyle. Dar după recuperare s-a sinucis cu propriul stil de viață. He died. Și-a murit. What happens? It is the energy, the environment. Energia I have given home the fight with the family. Acasă cu mărcet cu familia. Before. Înainte. And I get cured and I will after the habit again. So Einstein, a very famous scientist, said, if you always do the same thing, dacă faci mereu aceleași lucruri, don't expect a different outcome. Să nu te aștepți să ai rezultate diferite. So,
I'm not saying here that the substance will cure everyone and everything. Eu nu voi spune că această substanță vindecă pe toată lumea și orice. Three things essential. Pentru că sunt trei lucruri esențiale. Combustibil. Combustibil. Oxygen. Oxygen. Frequency. Și frecvență. So the frequency is the separator of all the matter, and this is like the these three are the essence of everything. Și aceste trei elemente sunt esențiale. Down to the basis. Până la cele mai fundamentale lucruri. If your frequency is interfering with the burning, dacă frecvența interferează cu arderea, you go down. Te scufunzi, te duci jos. So your heart, because it was before somebody spoke about. I like very much from everything comes from the heart, it's inside. It's so important. We have everything that comes from the heart. No. It's not what for do you want to be the richest man in the cemetery? You can take your Porsche Panamera to the cemetery. The most beautiful thing you experience in life ever is the thankfulness of somebody who said, hey, you brought me back my child. Another one, cirrhosis of liver. Cirrhosa picatului. Colitis ulcerosa. Cirrhosa corului. 20 colita ulceroasă. Diabetes medius. You can see the numbers here. 219 and here's 100. So and so on so forth. So. Not all diabetes, but many. Nu toate formele de diabet, dar multe dintre acestea. Because it's complex, they're different. Care sunt foarte multe tipuri. ELA, ALS. ALS-ul. Before. Înainte și după. This man wasn't able even to move his muscle. Mucoviscidosis. Mucoviscidosa. Cystic fibrosis. Fibrosa cistică? Yeah, they all die. Da? They all die. Toată lumea moare de asta. Yeah, the kids. Mai ales copiii. So this girl had mucoviscidosis, everything from the year she was 3 or 4. Avea 3-4 ani. Survived till 16-17 and then everything comes to very, very bad. This started până la 16-17 ani. The started with the cycles of chlorine dioxide, they get free. Și după tratament. This is a girl. Iată fata. And this is a certification of the health signed by the doctor. Și acesta este certificatul de sănătate semnat direct de către doctor. Scientific evidence. Dovezi științifice. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. All people with gastric problems. Toți oamenii cu probleme gastrice. Hypothyroid. Hipotiroidism. 10.79 to 6.15. Autism. Autism. It's my favorite. Și acesta este preferatul meu. I love kids. Îmi plac copiii la mine. Am și-o trei. And I cannot imagine nothing worse și nu pot imagina ceva mai rău than a kid torn away from a mother. Decât un copil luat de partea de mama lui. Being alive and staying in the house. Și fiind în viață totuși în casă. It doesn't look at you, it doesn't speak to you. Nu se uită la tine, nu-ți vorbește. How many hours did yours cry? Între 6 și 8 ore în fiecare zi plângeam, nu-ți vorbeam. The neighbors want you out. Your husband say goodbye. Soțul vrea să plece. You don't have time to work, so you have no money. Nu mai ai să lucrezi, deci nu mai câștigi bani. But I'm very happy because so many mothers. We now, I developed the protocol together with Miriam. Am dezvoltat protocolul împreună cu Miriam. And this protocol, based on this protocol, we have 200, I don't know, 250, 260. I lost numbers. 250, 260 copii din Ucraina. 298. Well, she's up to date. 298 recovered kids. Officially. Them all. I know them all, yeah. So, what is it? For
for example, this boy before, he was hitting himself. And then we have that. This is what's in all these kids. This is from this boy. And it's a parasite back, and this is the mother collected everything. So, oof. We don't have to mix up a parasite in the world. A worm is a parasite. But this here is a worm, and this is a mucus. This mucus is a rumen lipid. This mucus is a rumen lipid that is done by microbes. Este compus din microbi. Rhamnolipids. A mucus. Este de natură, de un mucus. In this mucus, once it's there, inside all the parasites go. The small one. Clostridium, Yarya lamia. În el se află toți paraziții. And they find a home. Și ei găsesc aici o casă. If you cut the intestine like this, if you have that, it has nothing to do with the natural mucus. Și nu se confunda cu mucusul natural. It's like your nose. You have natural mucus, and that's okay. În nos avem mucus natural și este ok. Dar nu și atunci când e din abundență. This mucus covers everything inside. Acest mucus acoperă tot interior. It's filled with parasites, bacteria, fungus. Everyone's home there. Toată lumea se simte acolo la casă. Și câteodată și vieri. In advancement. And it digests everything. Și digeră tot. The better the food, the happier the parasites. Cu cât mâncarea este mai bună, cu atât paraziții sunt mai fericiți. The problem is that rhamnolipids is a surfactant that goes to the wall. Este atât de eficient că se duce direct. It puts ammonia into the bloodstream. Și introduce amonia direct în circuitul sanguin. And this is when you keep them. See the boys flapping, boys or girls. It's typical behavior. This is ammonia hyperammonia. So I have here a video from kids that are recovered, a beautiful one. But we have the mother here. So, what can we say about ClO2? Ce mai putem spune despre dioxidul de clor? It is antibiotic, antiviral, antifungic. Antibiotic, antiviral, antifungic, antiparazit și fără rezistență la acesta. Second, it increases oxygen in blood. Mărește doza de oxigen din sânge. We made measurements with venous gasometry. Am făcut măsurători cu aparate specifice, gazometre. And the oral ingestion of a few drops. Și ingerarea pe cale orală a câtorva picături. Doubled the oxygen in blood. A dublat nivelul de oxigen în sânge. We have very little oxygen in the blood, actually. În sânge, de fapt, este foarte puțin oxigen. Normally, only 4 tori. De obicei, doar 4 tori. We think we have a lot, we don't have. Mai credem că avem mult, dar nu. Like the fish, he is a fan of fish, you know, we have a fish pool. The problem is the oxygen. So this substance brings in oxygen. And cleans up the blood. By the way, it works in fish tanks? It's exactly with the living fish inside, so it works. Deci trăiesc și pește, așa că funcționează. Don't put too much. Dar nu puneți prea mult. So everything is toxic depending on the dose. Totul poate fi toxic în funcție de dacă dozajul e prea mare. The main difference is it's able to bring real energy to the body. Poate genera o energie pură corpului. I'm not provoking the body to do something. Eu nu provoc organismul să facă ceva. I'm putting oxygen right inside. Eu adaug oxigen. I put in chlorine ion. Și pun un ion de clor. That cleans the water the same. It's oxidant. Right inside. The chlorine decays to salt. Îl introduc, iar clorul se transformă în sare. Clorosodical. Yeah, so clorat de sodiu. No toxic residues. Care nu generează reziduri toxice.
And I think that the use of marine dioxide is one of the most important discoveries in the last 100 years of medicine. So we need more research. Times have changed. Now we have interest from universities, and you can find conferences of me where I was asking for. Now we have interest. And I invite every university professor or doctor to contact me in the Swiss Center of we in the Swiss Center is using as well financial background, because they are selling shares like any other company. So it would be for to make the clinical trials. So if you're an investor, if you have a friend with a few millions, tell him to come. But you don't need a million. You can start with 1,000 euros. Okay. If somebody's interested, you can contact me later in here. So I have a book, a new book. And I will sign the book if somebody's interested later. I hope you like what I brought to you. It's a bit conflictive to people that are very classic. Uneori poate fi conflictual pentru oamenii care gândesc în genul clasic. Alternative medicine is not classic, thanks God. Dar alternativa, medicina alternativă nu este clasică, slavă Domnului. Actually, I like to say there is no alternative medicine. Iar mie îmi place să spun că nu există medicina alternativă. There's only medicine that works or that don't. Există doar medicina care funcționează sau nu funcționează. Everybody has to know what to choose.